chiar pe bune, chiar trebuie să mai lucrez la ăsta, la introducere. Ce am făcut în clipul trecut? Nu știu, știu că trebuie să mă duc la regele ăla, nu știu ce mă să-i trebă, să dau reportul cum că a distrus dragonul satul ăsta, dar înainte să mă duc la ăsta, să mă duc să vă arăt cea mai simplă metodă de a face nivel pe jocul ăsta, oameni buni. Așa, oameni buni, ia, am dat fast travel în Riverwood pentru că vreau să vă arăt cum faceți level rapid lar. Prima dată căutăm un antrenor, îl salutăm respectuos, așa, dăm save game și îi dăm să ne antreneze, dar numai o singură dată. Bine, mă. Atât, și am făcut level și acum, ca un ninja, ne ducem și îi luăm banii care i-am dat. De pălă, mă, mă, ești nebun, dar ce n-apar banii aici, mă, trebuie... ceva nu-i bine, mă, de altă dată mi-a apăreau banii în inventar. Și un inventar la ăsta, să pot să-i fur, s-o șmecherit acum, mă, și-o da seama, mă, nu-i el prost. N-am, mă, să-ți bagi. Ia să mai încerc o dată. Tai, mă, probabil că ce-am dat banii repede și-o lua și-o dus acasă și-o dat seama că e eu înapoi. Bun, ia să mă duc, merem direct la... Iarăși plouă, mă, ce dracu, hai că aproape am ajuns să vedem numai ce-i trebuie la ăsta. Da, zice că e orașul închis din cauza dragonului că a atacat nu știu pe unde. Hai să vedem, bănuiesc că regele e foarte îngrijorat, oameni buni, că a atacat dragonul și că a distrus orașul ăla. Ia să vedem ce are asta bun de vânzare. Ce are pe aici? Cisme, ăstea sigur mă ajut. Bă, dar ce scumpe, mă. Bă, dar asta e profitare rău, mă, ce dracu. Ce are așa mult, n-am nevoie de așa ceva. De asta am nevoie. Ca să mai pot fura una alta. Ce scumpe, mă, ia să văd, n-am ceva de vândut. Nu, nu îi le dau astea, fiți atenți, le dau cu 67 de bănuți din aia. Și acum dacă vreau să-i cumpăr înapoi, cu 600 și ăsta, ai de pâlă, mă. Nu știu dacă v-am mai povestit chestia asta, mă, ce s-a întâmplat, mă. Am fost cu niște băieți și am rămas fără bere, oameni buni. Și am zis că mă duc, mă opresc la primul bar și întru să iau ceva beri. Și ia ghiciți, întru acolo, era o bătrână. Și mă uit la bătrână, mă uit la frigider, bătrâna se uită la mine, eu mă uit la frigider și mă întreabă că ce dorești. Zic, bere vreau. Și îmi zice, păi ia, uite, ia-ți de acolo din frigider. Dar la care eu, dă-mi o pătătă. Face bătrâna, cum să ți-o dau pe tătă, tătă berea să ți-o dau, zic da, și îmi pune acolo, nu știu, cred că mi-o pus undeva la 80 de sticle. Uitați, mă, ăsta iarăși e antrenor, ia să vedem pe ăsta, nu-l pot prosti. Atât, mă, pe ăsta mere, dar zice că am șansă ca să reușesc să-l fur zero. Stați că... Îmi salvez jocul, îl las să se întoarnă cu spatele și acum moment of the true, oameni buni, să vedem. Șansă de 25%. Nu, dacă i-am... Deci eu l-am plătit acum să mă antreneze, eu îi fur banii. Ai și-o dat seama, mă! Poliția, futu-i că m-au și prins. Ce zic în apărarea mea? Du-te, bă, la mâta în pistă. Du-te, mă, de aici, mă. Uite, mă. Stai să vedem, are, nu-l bate, Ilie the Queen. Ilie the Queen, dă-i. Ho, mă, ho, ho. Ia, uite, mă, dar ăsta după... Nu, gata, mă, mai prostesc acum. Ia să încerc iară să-l fur. Pă nebun, șansă tot de 25%, hai mă, stai că poate dacă apăs click așa mai încet, poate reușesc. A treia oră sigur e cu noroc, nu, dar numai nu-mi las eu bănuță la ăsta. Da, hai mă, du-te mă de aici. Hmm.
Dar ia să încercăm noi altcumva, ia să dăm level up, pentru că de obicei tot timpul sunt așa puncte și unde-s alea ca să pot fura, mă? Aici, mă. Am numai level 15 la furat, pot să adaug un punct. Pot unul și la level, dacă fac level 20, pot să mai pun încă un punct. Ia să încerc acum, stai că dau iarăși save game. Și acum... Ăsta e și cam nesimțit, așa, ar trebui să nu... Șansă de 45%, ești nebun, abneiți banii. L-am făcut, pe fraier. Stai că îl mai plătesc o dată să mă antreneze. Zup. Salvăm jocul. Și arăm eu banii. Și tot așa. Hai să ne băgăm repede înăuntru, că afară e vijelie și e urât. Și cel mai probabil în castel e Florin Salam cântă live. Am intrat în palat, uitați ce avem pe aici, gardian aici, uitați ce, cum stă, stați să vedeți că dacă își pune mâna în șold, nu, ăsta nu stă cu mâna în șold, dar de obicei stăteau. Uite mă, nici n-am venit bine mă, la asta ce-i trebă mă, ăsta bănuiesc că, asta cred că apără regele mă. Păi stai așa tu, că avem informații foarte prețioase. Cum v-am spus, ia uitați regele. E foarte îngrijorat cu ataca dragonul și că o distrus nu știu pe unde. Ia uitați cum stă. Misiunea, mă duc că-i fac misiunea și cred că îmi dă armura sau toporul. Care le-o găsă mai bune pe aici, mă? Cred că ni le dă alea ca să se scape de ele, mă. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Ăsta stă, nu stați așa că chiar nu mă pot abține de păi. Nu, 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 stați că la asta nu pot să-i pun din cauza că are sabia asta. Da. Și ăsta are, mă, dă-te mă la pâlă. Atât, e gata, acum putem să-i dăm că nu vede. Dă-i că nu vede, dă-i că nu, bă, 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 ho, ho, stai că am glumit, mă. Ba, tăți Dumnezeu felul, mă, da. L-am insultat, știu că și eu zis, mă, dar pe până când, mă. Așa, ia să vedem, să vorbesc cu ăsta. Uitați, oameni buni, armura care au avut-o mai bună mi-o dată. Ia să vedem. Hai de pălă, mamă. Da, mai faină asta. Așa. Da, și acum trebuie să vorbesc cu nebunul ăsta. Vai că de n-am mai făcut eu misiunea asta. Dacă nici nu mai stau să-l las pe ăsta până vorbește. Bine mă, stai liniștit că ți aduc eu aia mă, fără grijă fi. Stai să vedem ăsta, nu poate să mă antreneze. Să pot să-l fac și să-l prăduiesc și pe ăsta, nu ăsta, nu-i prost ăsta. Știe că dacă mă antreneze după aia, dacă mă antrenează după aia, îi fur banii. Na. Bun, ce am de făcut acum, îi demers după tablița aia. Și numai bine pentru că am mai explorat zona aia și pot să dau fast travel direct. Atât. Acum nu mai filmez fiecare secvență din asta din joc, când dau direct, ca să fac clipul cât mai scurt și mai interesant. Toți sunt filozofi, oameni buni. Nu mai găsești un prost să stai de vorbă, mă. Atât, mă, cum mai era un meme pe Facebook face că explică-i tu unui străin că la noi dacă te cași pe tine înseamnă că te dai mare. Dacă ți-am minte.
Atât? Ia-i mă pe ăia, cred că stau acolo liniștiți în povești. Sniper time. Elie, sniper, gust, warrior, zup. Hei, cum dracu, bă, de nu l-am nimerit, mă? S-a oferit, stăm pe loc, mă. Adică nu l-am ratat eu, s-a oferit el, stăm pe loc. Uite, mă, că nu i-am nimerit, dar și ăia bătuți în cap, de nu-și dau atât. Eu și mor, mă, în jocul ăsta, când tragi cu arcul, își dai sneak attack și nu mă auzi sunetul ăla, nu? Uite-l, mă. Atât. Să vedem, au ăștia ceva bun de luat, absolut nimic. Și acest cufăr, uite mă că ăsta e închis, nu? Stați așa. ...40 de bănuți, mă, hai de mine, mă, n-au putut pune ceva mai mulți. Ne-au pus așa ca la un nebun. Nu, pe aici nu-i nimic interesant să sară pe ecran ca așa în jocuri horror. Și mi-au pus și o poțiune de viață, atât, mă. Altul, mă. Sub. Nu muri, mă. A, mă, ăsta-i din ăla mai tare. Dă-te, dă-te încolo. Nu, dacă te-ai băgat înainte, măcar dă-i. Na, mă, stai, vreți să mă șoamă, mă, bate-i Dumnezeu felul, mă. Na.